Ședință Fulger vineri dimineața la compania de apă. Membrii Consiliului de Administrație s-au întâlnit pentru a lua la cunoștință de demisia lui Dorin Staicu din funcția de director al societății. Președintele Ion Pânărică, unul dintre cei 7 directori ai companiei și președintele Consiliului de Administrație, a subliniat că soarta lui Staicu era deja hotărâtă. Ședința Fulger a Consiliului de Administrație a avut ca obiect demisia domnului director general Staicu. Dorin? Domnul Staicu și-a prezentat demisia sau i-a cerut-o dumneavoastră Consiliul de Administrație? Dacă nu și-o prezenta dumnealui, eu ceream noi. Dar a venit dumnealui cu cererea. La puțin timp după ce a demisionat, Dorin Staicu a declarat că problema apei infestate de la Ninoasa l-a depășit. De asemenea, fostul șef al companiei de apă a recunoscut că și celelalte persoane din conducerea companiei sunt vinovate de îmbolnăvirea sutelor de oameni din Ninoasa care au consumat apă contaminată. În calitatea pe care am avut-o de director general, și să știți că am depus tot efortul să rezolv problemele care mi-au stat în cale, asta m-a depășit. Cel puțin, eu recunosc acest lucru. Toți care suntem pe linie ierarhică, cu diverse atribuțiuni, avem mai mult sau mai puțin. Ce au omis să spună cei doi șefi este că demisia se referă doar la funcția de director general al companiei, Staicu păstrându-și calitatea de membru al Consiliului de Administrație. Cu alte cuvinte, demisia lui Staicu este un fel de praf în ochii consumatorilor de apă cu fecale furnizată cu atâta inconștiență de Staicu, Pânărică, Cimpoacă, Țuțuianu și celelalte persoane din conducerea companiei. Oameni ceva mai bine informați spun că Staicu a fost atenționat, ca să folosim un termen mai elegant, de o persoană cu foarte mare influență asupra sa, să nu renunțe, orice s-ar întâmpla, la Consiliul de Administrație. Nici el și nici ceilalți reprezentanții PSD să nu plece de la companie, le-ar fi transmis respectivul personaj. Potrivit unei discuții purtate de Dorin Staicu cu unii amici, personajul în cauză ar fi un domn președinte. Liberalii vor încerca ei să facă o altă majoritate. Ideea președintelui este: domne, ce se întâmplă? Sunt o serie de anchete în desfășurare. Să lăsăm să-mi rezolv toate, după care sunt de acord să analizăm. Președintele, în două vorbe, a zis că noi nu trebuie să pierdem majoritatea în Consiliul de Administrație. Altceva nu am apucat să discut pentru că el pleacă la București. Acum întrebarea este, cine e acest misterios președinte care a cerut lui Dorin Staicu să nu pierdă majoritatea în Consiliul de Administrație? Vă reamintim că în prezent majoritatea este deținută de reprezentanții PSD-PC. Este vorba despre Dorin Staicu, Ion Pânărică și Adrian Simion, susținuți de PSD, și de Gheorghe Ninel Cimpoacă, susținut de Partidul Conservator. În acest caz este clar că nu poate fi vorba despre un președinte de asociație de proprietari sau de scară de bloc. Acest misterios președinte nu poate fi decât un lider politic, cel mai probabil social-democrat. Vom încerca în zilele următoare să aflăm numele acestui președinte care nu vrea în ruptul capului să renunțe la zecile de milioane de euro de la compania de apă.